prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și de la această oră vă invit să urmăm împreună meciul de la Ovidiu din etapa 3 a ligii 1 dintre Farul și Chindia. Este a doua partidă a zilei, în prima FCA deja bătut pe Ucluj cu 3-1. Farul alături de Botoșani este echipa cu punctaj maxim pe primele două etape. Adi Mihalcea, la Liga 1, după ce sezonul trecut a izbutit să ducă pe Unirea Slobozia până în play-off-ul ligii a doua. Adi Petre, Mladen, centrare pe jos, balonul se resprinde de pe 6 metri. Acțiunea continuă cu această fentă și un șut plasat. Și el poate juca și stopper și mijlocaș. Din prima acțiune promițătoare sprintează și primește Popadiuc. Popadiuc se întinde a Ioanii. Mingea sare la Neguț. În concentrare este cea mai mare ocazie de până acum a meciului. Minutul 20. Și execuția lui Popadiuc destul de bună. Torje. Torje, Căpușa are dificultăți tot mai mari. Mare ocazie. Cere penalti, avem VAR, nu trebuie să se agite Adrian Petre. Vine imediat Boldor, gestul urât al lui Adrian Petre, care pune fruntea pe fruntea lui Boldor și chiar accelerează un pic mișcarea. De ce oare atâția nervi? Există VAR. Petre era în pericol. Nu este offside. S-ar părea, nu știu, din unghiul ăsta. Eu cred că îl lovește în abdomen. Da, în abdomen. Nu este hands. Jocul continuă, Grameni. Grameni! Minge respinsă în bară de Căbuz. Ce șut bun! Faza continuă cu ocazia lui Torje. Dă foarte bine, foarte tare. Căbuz are mâna moale și respinge greu. Are noroc, balonul cade pe transversală. Este ocazia partidei. Debuta împotriva Chile la echipa națională. Ce ocazie ratează Torje. Are motive Hagi să fie uluit. Benzar și Torje. Căbuz nu a apărat grozav astăzi, dar cel puțin până acum a fost norocos de prelungire. Deocamdată Chindia cu această lovitură liberă respinge Ioani de pe capul lui Cooper. Și Ahmed Celea! Oh, ce ocazie! Ce ocazie a avut Celea! Cooper! Minge la Ahmed! Ahmed! Oh! Mingea trece la jumătate de metru de bară.